Mergem puțin și în Statele Unite. Îl avem în continuare pe Donald Trump. Încă în prim-plan, deși din ce în ce mai mulți oameni refuză să-i mai acorde atenție, el în schimb refuză din nou să accepte înfrângerea, după ce într-un mesaj postat pe Twitter părea să recunoască că e posibil să piardă, a revenit și a spus: "Nu recunosc nimic, nu vom lăsa niște alegeri aranjate să ne fure țara." Donald Trump e hotărât să meargă în această direcție și să ne spună că, da, el a câștigat, toate voturile care au venit pentru Joe Biden, președintele ales, sunt voturi false, sunt voturi ilegale. Evident că toate aceste probleme în sistemul de vot, sistemul tehnic, trebuie investigate, dar trebuie să înțelegi un lucru foarte simplu. Donald Trump nu a prezentat dovezi care să arate că, într-adevăr, rezultatul alegerilor ar fi fost afectat de fraudă, de tot felul de mișcări așa în spatele scenei. În realitate e doar nemulțumit pentru că a pierdut. Nu credea că se va întâmpla asta, spera la o victorie și pentru că a fost atât de aproape în câteva state cheie, rămâne cu această idee că de fapt el e președintele legitim pentru încă patru ani și că toată lumea care spune altceva nu face decât să promoveze fake news, știri false. Dacă totul e o știre falsă atunci când nu-ți convine, e clar că tu ai o realitate paralelă în care trăiești. Sigur, Statele Unite încă nu au un nou președinte. Joe Biden este președintele ales. E un proces care se desfășoară normal, așa cum se întâmplă de fiecare dată la patru ani când au loc alegeri. Pe 14 decembrie, electorii din toate statele vor trimite voturile pentru a fi centralizate, urmează apoi o confirmare în congres și inaugurarea noului președinte pe 20 ianuarie, nu? Procesul ăsta e normal, nu e nicio întârziere, totul funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Doar mintea lui Donald Trump a rămas fixată acolo pe ideea că dacă n-a câștigat el, e fraudă. Dacă nu l-ai votat pe el, e un vot fals. A fost chiar un caz zilele trecute în care campania și avocații lui Donald Trump acuzau că a votat o persoană care a murit în 2006. Și s-a dovedit că nu. Nu a votat acea persoană. Era de fapt soția celui decedat în 2006. Alt caz, la fel. O, -a, a fost acuzată o persoană că, că a votat din nou. A votat cineva care nu mai era în viață. Era doar același nume. Era cineva care locuia într-o altă localitate, care avea un alt număr de asigurări sociale, cu totul și cu totul altă persoană, era doar același nume. Nu au fost exemple clare, iar acea victorie pe care au avut-o ei în Pennsylvania cu câteva voturi care nu au mai fost numărate pentru că oamenii care au votat nu au putut să-și mai dovedească, nu au venit să-și dovedească identitatea, era, a fost o victorie care n-a afectat scorul general pentru că acele voturi efectiv nu au fost numărate inițial, au fost păstrate separat, de fapt, lucrurile au rămas așa cum le știam. Joe Biden este președintele ales. Procesul se desfășoară normal, se centralizează toate voturile, electorii vor vota în colegiul electoral, rezultatul va fi certificat în Senat și apoi vom avea inaugurarea în ianuarie 2021. Lucrurile sunt clare doar pentru Donald Trump, nu sunt clare. După cum arată lucrurile acum, mă îndoiesc că vreodată Donald Trump va accepta rezultatul acestor alegeri. Nu cred. Nu cred că are capacitatea asta de a-și accepta înfrângerea chiar și în momentul ăsta în care liderii republicani din patru state importante au anunțat clar că nu vor interveni în procesul de alegere a electorilor care vor vota în colegiul electoral și că se va păstra rezultatul acesta în un rezultat clar. Sigur, Donald Trump încă mai are mulți susținători printre cei mai importanți lideri republicani, pentru că sunt oameni cărora le e frică să zică ceva împotriva lui Donald Trump. În plus, mai au și niște alegeri care vor avea loc în ianuarie în Georgia pentru Senatul American, unde ei speră să păstreze majoritatea și nu vor să-și dezamăgească susținătorii cei mai aprigi tocmai acum. Încă are susținători, foarte mulți, chiar și prin presa conservatoare, lideri conservatori care încă îl susțin pe Donald Trump. Oameni care nu vor să accepte realitatea. Și e ok să nu accepti rezultatul dacă vii cu dovezi clare. Dar atâta timp cât toate procesele intentate au fost fie respinse, fie chiar și acolo unde au câștigat, sunt lucruri minuscule care nu afectează rezultatul alegerilor, nici în Pennsylvania, nici în Arizona, nici în Nevada. Sigur, se pot face tot felul de anchete, se vor renumera voturile în Georgia, pentru că e, diferența e încă foarte mică între cei doi, dar e suficient de mare încât e puțin probabil ca rezultatul să fie schimbat și oricum. Victoria lui Joe Biden nu depinde de rezultatul din Georgia, nu depinde nici măcar de rezultatul din Pennsylvania. A câștigat mai mult decât trebuia să câștige. Are 306 voturi în colegiul electoral, iar ca să câștige avea nevoie de doar de 270. E clar? Doar cu o lovitură de stat, dar nu-l văd pe Donald Trump, oricât de fascist ar fi el, oricât de mare fan al dictatorilor ar fi, oricât de mult și-ar dori el să fie un dictator în devenire. Nu l văd având determinarea necesară ca să reușească așa ceva. Așadar, hai să începem acel proces natural în care îl ignorăm așa încet pe Donald Trump și îl lăsăm să dispară, să rămână acolo printre oamenii care încă mai cred în toate teoriile pe care le tot prezintă el și că totul e o știre falsă atunci când nu se potrivește cu versiunea lui. A evenimentelor care tocmai s-au petrecut. Donald Trump nu va dispărea, dar nu va mai fi președintele Statelor Unite pentru că avem de-a face cu o realitate clară. A pierdut alegerile. Diferența nu a fost mare în câteva state cheie, diferența votului popular a fost mare, dar ăla nu contează, în alegerile din America. Îl avem pe Donald Trump care nu va accepta niciodată rezultatul.